Tragedie pe o șosea din Bistrița-Năsăud. O femeie a murit și alte 7 persoane sunt rănite în urma unui accident în lanț produs în localitatea Viișoara. De vină ar fi șoferul unui tir care nu a oprit la culoarea roșie a semaforului și a izbit o coloană de mașini care a oprit să dea prioritate pietonilor. Accidentul s-a petrecut pe DN17 la intrare în orașul Bistrița. Tirul a intrat inițial într-un microbuz, dar acesta din urmă a lovit alte două autoturisme aflate în fața sa. Eu stau la semafor, a venit tirul, s-a țepat în cândava mașini și a ajuns mașina noastră. Vreodată nu au o lovitură puternică. Mai multe persoane au fost implicate în carambol. Un bărbat a fost transportat de urgență la spitalul din Bistrița, iar o femeie nu a răspuns la manevrele de resuscitare și a fost declarată decedată la locul accidentului. Traficul de pe DN17 în zona în care s-a produs accidentul a fost blocat, iar șoferii au fost direcționați pe rute ocolitoare.